bine ați venit și vă mulțumesc că ați dat curs invitații de a fi prezenți la ședința Consiliului Local programată astăzi, 13 iunie. După cum știți, în structura consilierilor locali a survenit o modificare prin demisia domnului consilier local Olariu Florin Iulian. Noi îi mulțumim pentru activitatea depusă așa, și pentru colaborarea alături de noi. Sperăm în continuare într-o colaborare fructuoasă. Trebuie să fie așa la onoare, trebuie să prezint. Nu trebuia să prezint și domnea lui, adică... Așa, ca onoare, trebuie să prezint de aici, să mulțumească, trebuie colectiv. Probabil are să zic. Asta e vorba, i-a spus la persoană. Cu siguranță are să într-o ședință următoare. Într-o ședință următoare, adică oricum. Se concedem și are să ne... La validare am urmă să pleam. Când ne pune jurământul, nu o să pleacă. Următorul consilier care vine, vine Florin să-l investească. Să-i dea o... Mai facem o precizare. Doamna viceprimar este internată în spital. În ceea ce privește desfășurarea ședinței de Consiliul Local de astăzi, avem transmis o comunicare pe mail și print screen-ul mesajului, pe care are să le prezinte și domnul președinte de ședință. În continuare, are să dau cuvântul președintelui de ședință al Consiliului Local al Petrepene, în persoana domnului Bersaiu. Vă mulțumesc! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Având în vedere că astăzi este 13 iunie, când va fi ultima ședință înainte de a pleca în concediu unul dintre noi. Și marți. Poftim și marți. Foarte bine, vin și marți. Ne aduce noroc. Mi-a zilele astea de marți și 13 ne aduce noroc. La mulți ani îi spunem domnului consilier Mihăiță Totărgă. Mulțumesc. El nici nu știe că trebuie să ia de băut o ședință. Deci că scapă ușor, așa. Nu, dacă nu-i problemă. Are două filoare de apă plată. Nu, este. Ce apă plată. Nu e nicio problemă. Apă plată, am înțeles că are Mihai în bagaj. Dacă nu este, arunc cu bătul și tot. Sunt soluții. La mulți ani și pentru doamna Mariana Vasilaș, am înțeles că a fost. Nu, este asta. Este asta. De fapt, el a fost. Este. Deci înseamnă că tu, de fapt, trebuie să dai tu de băut astăzi. Nu numai eu, ci și doamna... Și doamna Mariana. Doamna Mariana. Începem cu... Înainte de a mai este un punct pentru ordinea de zi care... Înainte de a începe să trecem la ordinea de zi, vă anunț că mai este un punct care n-a fost înscris pe ordinea de zi, care va fi după punctul 9. Da? Da? Va fi punctul 10, da? Da. Deci ca să știți când va fi ultimul punct 9, să nu plecați. Mai urmează. Că mai urmează încă un punct. Nu trebuie citit la articulatura, că nu-i o problemă. Da. Hotărârea numărul 13 din 06/2023, privind majorarea valorii lucrărilor reprezent restul de executat pentru proiectul construirii de școală cu coordonatoare în sat Filipeni, Comuna Filipeni, județ Bacău, finanțat prin program operațional regional 2014-2020. Consiliul local al Comunei Filipeni. Deci aici e vorba. Ca și titlu. Actualizarea valorii obiectivului deci fi, de investiții. Spuneți că va fi și punctul care este, să le cu celălalt. O să lege cu ăsta la de fapt de un împrumut de la trezorerea statului care va fi făcut. Deci 1,5 milion de lei, nu? Atâta, ne dă voie pe ordonanță. Da, știu că am vorbit cu doamna contabilă că... Să spuse aici documentele, e ordonanță cu regulamentul. Chiar dacă vrei să iei mai mult, să uită și ăștia în bilanță. Nu, în ordonanță este stabilit pentru comune 1.500.000, avem aici adresa, pentru orașe plafonul maxim, adică plafoane stabilite comune, orașe, municipii. Am vedea că poate în funcție și de comune, de veniturile comunelor. Nu, îi avem aici că adresa. Că iau în funcție bilanțul și atunci zice, bă, cât poate să dea pe unul dat, atâta. Atâta poate să îi se dea. Corect, este, dar eu am schemat, dar este pusă și în spatele hotărârii. Da, în fața mea. Aș, deci diferența asta de bani ce o să ne dea ăștia de la trezorie înseamnă că va fi pentru... Școală? Destinație? Da, bine, nici nu poți să-i folosești în altă parte.
Dar zic pentru terminarea lucrărilor. Pentru finalizare? Pentru finalizare, da. Da. Am înțeles. Dar când ajungem acolo, înseamnă că o să... Uitați cum avem. Împrumuturile se acordă pentru cofinanțarea proiectelor europene aflate în derulare, cu finalizare până la 31.12.2023, nu pentru toate tipurile de proiecte. Am înțeles, dar numai pentru cele... Inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile. Da. Suma maximă acordată este de 1.500.000 lei pe comune, 2.000 lei, nu? Pe orașe, da, 4.000 pe municipii, asta pe 7.500.000 lei, municipii, reședințe de județ, sunt plafoane maxime stabilite. Da, da. Am înțeles. Înseamnă că putem să mai mergem pe cofinanțare și la alte proiecte europene. Pe dar numai asta e cu termen de finalizare 31-12. Termina lui. Ah, care e pe 31-12-2023. Nu, numai atât. Că dacă pe termen, această ordonanță. Dacă nu le termin din fapt, dai banii înapoi toți. Dai banii înapoi la comunitate. Da. Deci putem începe ședința. Până vine Gheorghiță, nu mai bine punem pe... Trecem cu punctul 1. Aprobarea procesului verbal din ședința Consiliului Local din data de 17.05.2023. Cine este pentru? O să fie și Gheorghiță Trecut. Și Dorita. Și doamna Răgânală. Ca să nu mai stăm până ajungi Gheorghiță, ca să începem să dăm drumul la... Da, așa e. E 1.10. Adică nu o să fie, da. Deci, proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind constatarea cetării de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisia mandatului de Consiliu Local a domnului Mariu Florin Iulian, candidat de pe lista PNL și declararea ca vacant a locului de rând acesta în Consiliu Local a comunei Filipene. Deci, se aduce la cunoștință că Florin și-a dat demisia din funcția de consilier. Datorită faptului că, cred că știți toți. Este hirotonisit popă. Da, este hirotonit. Popă. Preu. Pardon, preu, nu popă. Sunt și preu, sunt și popă. Da. E tot acolo. Tot acolo. Cred că e preu. Cred că e preu. Bravo lui. Da. Deci a ajuns preu, în fine. Și a ajuns acolo unde și-a dorit el să ajungă. Mai poate și-o mai dori mai în altă parte, da? Bine, acum poate și... Și multe zicea banul Vasile Popa Dască, dar acum s-o lămâne. Uite că au ajuns și popă. Da. Da. Deci trebuie să trecem la vot. Nu, de fapt nu se votează, da. Da, sunt la cunoștință. Apropo de asta de așa... De fapt o să urmeze următorul sau o să aducem atunci? Nu. În ședința următoare o să transmiteți către... Da, da, da. Se face referat constatator de încetare de către mine, avizată doamna ședința, către prefectură, domnul prefect emite ordin de vacantare a postului, după aia toate astea merg la validare, la judecătorie în termen, cine urmează supleant va trebui să întocmească dosarul, să ducă cazier judiciar, cine este care lungă. Da, am înțeles. Da, după ce o să... După ședința de astăzi, doamna secretară a intrat și urmează pașii ceilalți pentru numirea următorului. De ce nu Florin? E indiferent. Poftim? Cine urmează? Cine urmează respectă lista, oricum. Respectă lista că nu mă umblu cu referințe. Dar n-ai cum. Nici nu ai cum. Nu mă trezesc cu probleme. Dar așa e în ordine. Da. În judecătorie. Da. Nu știu. Punctul 3. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și actualizarea listei de investiții pe 2023. Aici trebuie să... Mai avem sume duse de la un articol la altul, unde am mai avut în sume. Toate sumele merg la școală. Vreți să vă chemăm pe doamna contabilă sau? Deci toate sumele merg la școală. La școală să știe. Am avut sume luate de la alte capete de duce, făcute plăți la școală, am primit banii, sumele duse de unde am împrumutat, de acum să facem plăți. Unde este urgență? Adică la finalizarea școlii. Deci acolo au mers cu bani. Vreau să trecem să vă citesc?
Avem încredere? Da, rezultatul s-ar putea să ducem în altă parte. Dar depinde, n-a spus în ce acte. Domnul profesor? Domnul profesor? Nu ziceam că am încredere. Eu înțeleg că am încredere. Nu era vorba de încredere, dumneavoastră. Eu înțeleg că v-a trimis Biden șapca, dar... Dar nu era vorba de încredere în dumneavoastră, domnul președinte. Era vorba de încredere în contabilă. În contabilă. Având încredere. Așa. Că doamna contabilă face treaba bună. Face treaba bună. Ciorba bună. Face ciorba bună. Da, atunci trecem dacă... Nu, supune la vot. Supune la vot. Supune la vot, da. Cine este pentru, cine e împotrivă, cine se abține. Pentru. Dacă are cineva de adăugat ceva... Pentru școală trebuie să fim pentru, nu? Deci aveți cineva de adăugat, veniți completări cu ceva, nu? Să termine școala mare. Până pe 15 septembrie se termină? Hai, nu cred. Deci, ești prea... Nu mă zic, dacă bani, bani, da, nu. Nu știu, dacă chiar până 15 septembrie poate să termină. Da, ar fi ideal ca să înceapă copiii nouă la anul. Da, ar fi ideal, da. Dar până la 30 septembrie, iar să terminăm, ca să avem timp să facem procesuri verbale, dirigit în alții. Da, da, da. Ce Dumnezeu, vin concedii, vin... De-ai n-aconcedii. Nu. Da. Oricum, lucrează și sâmbătă, da, păi... Nu, lucrează și sâmbătă, problemele sunt la noi de bani. Îți schimbați normal, că oamenii au interes să ia bani și să plece. Să termin lucrarea și... Nu au nevoie să stea ca să facă aici vechile, da? Dacă lucrează precum în Bucăresc, atunci, cu siguranță, va termina. La școală. Adică sunt vizibile lucrări. Da, dar oamenii au interes. Nu, dar au... Să pleci, nu? Vizibil să vede situația, că nu e... Lucrează. Lucrează la polis, la izolație. Cel mai bine ne poate spune domnul... Domnul profesor. Da, interiorul e aproape... Dacă interiorul e gata, dar utilitățile, dar utilitățile, nu? Da? Da. Dacă interiorul e gata, e clar. Interiorul cel mai, la o construcție cel mai greu. Te ține interioarele, da. Da, interioarele să nu... Da, nu construcția sine. La afară trebuie execută izolarea. Da, izolarea o să meargă foarte repede. Aia o să meargă foarte repede. Dar izolarea peste loc, cred că se dau vreo de chestiile până nu sunt probleme. Dar cred că te încuiesc din finalizare pe exterior. Anunci... Cu totul fațadă? Deocamdată e pe partea de vest, sud. Aș merge cu totul, să mergi cu neastră. Mai pune că e interesant. Nu, dar am văzut cu cele până sus și nu sunt așa provizorii. El le-a făcut corect ca să poată să lucreze. E o firmă care se respectă cum ar veni dacă fac chestiile astea, nu? Serios? N-am cumpărător la vin din partea cele de loc. Ai o problemă aici. Că din noastră e rău? Dar au fost șterși. E o problemă la domnul profesor. Prima echipă care lucra la drumul comunal erau. Aha, da. S-a fost la mai ieșit cu el, da? Da, primeați clienți. Trecem la punct. Mai ceva te-a adăugat ceva? Nu, mai că... Bun. De acord. Trece la punctul 4. Proiect de hotărâri privind contractarea unui împrumut de la Trezoreria Statului prin asigurarea confidențării, cheltuielile eligibile și neeligibile asociate proiectul de investiții derulat prin programul operațional regional construire școală coordonator în sat Filipeni, Comuna Filipeni, Județul Bacău. Inițiator doamna Amuzi Rodica. Aici e vorba de un împrumut care trebuie să fie pentru a termina lucrările până în 31 a 12, pentru faptul că sunt deci școala e construită prin POR, termen de finalizare a exercițiului financiar pe fonduri externe este 31.12.2023. Deci termenul e inclusiv de contare până la 31.12. Da. Și în acest sens este dată o ordonanță de urgență a Guvernului 24 din 12 aprilie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din trezoreria statului
Guvernul României a adoptat un mecanism pentru contractarea unor împrumuturi de către unitățile administrative teritoriale de la Ministerul Finanțelor în cursul anului 2023 pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor. Ce vreau să vă mai subliniez, așa cum am mai menționat, împrumuturile se acordă pentru cofinanțarea proiectelor aflate în derulare. Suma maximă acordată este de 1.500.000 lei pentru comune. Dobânda este fixă, compusă din dobânda robor la 3 luni 3M, comunicată de BNR în ultima zi lucrătoare a lunii precedente, plus o marjă de un punct procentual în cazul scadenței împrumutului până în 3 ani inclusiv, iar dacă împrumutul este pe între 3 și 5 ani, este de 1,5 puncte. Perioada de rambursare este între 1 și 5 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate. Plafoanele de contract, deci nu avem plafoane, adică avem stabilitul de tragere în funcție de documentele care vor fi prezentate. Adică aici ne spune plafon de contractare tragere, este exceptat. Rambursarea se face în rate trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării împrumutului. Așa, ce vreau să vă mai subliniez, că documentația stabilită se depune la Agenția Județeană a Finanțelor Publice Bacău, este un serviciu a bugetului local, pentru a fi transmise Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale. Termenul limită de depunere a documentației este 1 august 2023. De asta, adică astfel încât până la sfârșitul iulie, posibil să nu mai găsim bani. Să nu mai găsim, e primul venit, primul servit. Deci, cum am primit documentația de asta și este pusă pe ordinea de zi, adică la ședință. Poți să dai bani și până în 5 ani. Poți să te duci și înainte să-i dai de... E dobândă fixă pentru împrumuturile la trezorirea statului. La ora asta cred că e 6,55, deci va rămâne fixă, așa scrie în ordonanță. Da, așa scrie. Și cu marja de 1,5 va fi aproximativ 8. La 1.500.000 împărțit la 5 ani vine aproximativ 75.000 pe trimestru. La dobândă asta fixă aproximativ 30.000 dobândă, la care, bineînțeles, cade la fiecare trimestru la suma rămasă. Da. În momentul ăsta, asta fi suficient. Dar nu avem alternativă, sigur. Nu avem alternativă, da. Adică, în momentul în care nu reușim să aducem acești bani, trebuie să rambursăm 30... Trebuie să dăm 32 de miliarde înapoi pe... Dar, auziți, odată ce s-a statul, te asigură în mijloace de finalizare, deci ai o singură soluție, deci am primit de la, și de la prefectură, este și ordonanță, da, și adresele de la prefectură pentru aceste împrumuturi diferențiate pe orașe, comune și sate, în funcție de gradul de îndatorare, nu putem cere orice sumă. Cineva vrea să ia cuvântul, vrea să... Eram doar atât, știind că fondurile asigurate pentru construcții erau la Uniunea Europeană, fonduri europene. Bănuiesc că și împrumutul ăsta o să fie dat înapoi, adică să ne dea parte din el să putem da la bancă, nu? Sau cum? Nu, nu. Exclus. E deci exclus. Deci asta din banii lor, deci exclus. Este exclus, destinația fondurilor este construcția. Da? Deci intrăm la deturnare de fonduri. Ei ți-au dat banii să-ți faci construcția, unde ți-au dat. Și atunci... Păi de asta împrumutăm banii, să finalizăm construcția. Pentru că e diferența asta de prețuri. Vine statul și îți dă ei bani, dacă îți dai înapoi, să te ajute să nu să dai toți banii înapoi. Ne ajută. Finanțiază ei. Nu, dar noi mai am făcut lucrări din astea, deci dăm noi, nu o dat înapoi. N-am avut împrumuturi. Eu de la Comisia de Autorizare au împrumuturi locale, n-am avut. Nu, dar e altceva. Da, nu, ai controlat ceva, domnul. N-am împrumutat niciodată, pentru că n-am avut, atunci n-am avut proiecte multe, nu știu de valoarea apoi modulanța ce nu știu de treia, pe s-a întâmplat cu 2 ani, au explodat, de asta nici București nu ne mai poate susține. Toată lumea se tramponează de prețurile astea, care au dat peste cap toate contractele, absolut toată lumea. Nu numai la noi. Bun. O să-i dăm înapoi.
Trecem la vot. Atunci, dacă nu are nimeni de adăugat nimic, trecem la vot. Nu, ce frumos cum merge treaba. Nu te lăuda. Mai ales că a venit el. Mai ales că a venit Ioghiță. Până a venit Ioghiță, a fost mai... mai greu, așa am așteptat. Trecem la punctul 5, dacă nu mai e nimeni care să mai... Nu mai e. Ce să mai... Am votat. Am votat? Da. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, documentație de avizare a lucrărilor de investiție, a indicatorilor tehnico-economice actualizat și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție a proiectului modernizare drumuri locale, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și a sumei reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Deci... Este bine actualizat. Este un model standard stabilit pentru, prin Anghel Saligny, prin ordonanță, metodologie, este un model standard. Aici e vorba de satul Brad. Da. Deci hotărârea numărul 13 din 06... Nu, nu, nu. Da. Trecem la citit? Da, după hotărâre. Așa, se aprobă. Da, se aprobă documentația tehnico-economică, documentația de avizare a lucrărilor de investiții pentru obiectivul de investiții, reabilitarea infrastructurii rutiere în satul Malgenoza Brad, din comuna Filipeni 2 Zbarcova, aprobată pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, prin ordinea Ministrului Dezvoltării, Lucrării Publice și Administrației, întocmite de Europroiect Consulting SRL, înregistrat la OAT, Comuna Filipeni, numărul 2476-2023. Articolul 2. Se aprobă indicatorul tehnico-economic, actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții, reabilitarea infrastructurii rutiere în satul Marginoza Brad, din Comuna Filipeni, de Zbacobă, cum urmează. Total general cu TVA, 14.216.864. De la bugetul de stat, 9 milioane, nu? Da. 500.000. Buget local, 4.716.000. Este pe Anghel Saligny. Se aprobă devizul general actualizat, aferent obiectivului investiției, reabilitarea infrastructurii rutiere în satul Malgenoza Brad, din comuna Filipeni, Zot Bacău, conform anexei 2 la prezenta hotărâre. Articolul 4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Filipeni, a sumei de 4.716.864 lei. Deci asta e de la bugetul local, ca să știți. Cofinanțarea. Da, cofinanțarea, da. Durează câțiva ani. Reprezentând categorii de cheltuieli finanțate de la buget, da. Pentru prevederea articolului 4, alinea 6, din norme metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 95-2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny pentru categoria de investiții prevăzută la articolul 4, alineatul 1, litera A, D, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 95-2021 aprobată prin ordinul Ministrului Dezvoltării Lucrării Publice și Administrației din numărul 13/33/2021. Prin prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul General al Comunei Filipeni, internul, legal, Institutul Prefectului, județul Bacău, în vederea verificării legalității Consiliului Județean Bacău, primarul comunii și va fi adus la cunoștință publică prin afișarea la sediul unității. Deci e vorba despre drumul din satul Brad, ca să mai fim mai... Mai concreți. A fost condiționat odată în proiectul ăsta, în trecut de condiții, e pus în funcțiunea de apă sau cum așa. Dar nu va veni. Da, nu ne dă voie să semnăm contractul până nu avem îndeplinite condițiile de formă și fond. Avizul de la SDA, mâine va merge domnul Iacobianu să-l ridice. Acolo avem niște condiții, am dat o declarație pe momentul întocmirii proiectului tehnic, vom avea studiu hidrologic, pentru că, cum spuneam, o viitură vine la 30-50 de ani, deci toată infrastructura trebuie să reziste. Iar pe albia fărului din satul Brad vor trebui câteva lucrări. Am dat o declarație pentru studiu hidrologic, acum cât mi-a luat? 38.080.
de 38.000. Dar fără aceste studii, nu ne dădea, adică sunt pași premergători semnării contractului de finanțare. Și mai avem de făcut câteva studii. Asta este. Avizul de la CDA merge mâine, asta, proiectul, iar în ceea ce privește șanțurile, am dat o declarație că mai avem și pe Filipeni, nu vor fi asfaltate, betonate șanțurile până nu se finalizează rețeaua de apă și canalizare. Iar și ne-am înscris, am dat în lucru, avem înființare rețea de apă și canalizare, raza Comunei Filipeni. Suntem tot în stadiu de studiu hidro, trecem pasul SF și trebuie să facem cadastrarea astfel încât zonele unde vor fi puțurile forate să avem domeniul public. Asta presupune, joi avem o întâlnire la nivel de județ, voi participa eu cu doamna inginer. Am înțeles că pentru cadastrarea, pentru a da drumul, că majoritatea comunelor, un procent foarte mare al comunelor, nu sunt cadastrate pe intravilan și atunci nu se pot face aceste puțuri forate, case de apă. Pe surse, am înțeles că se vor acorda niște împrumuturi pentru cadastrare pe intravilan. De astea pe surse, joi aflăm concret. Să vedem în ce măsură putem da drum la cadastrare ca să identificăm locurile de captare a apei. Trecem la vot. Cineva vrea să... Nu mai vrea nimeni să mai adaugi nimic, dar nu? Până la punerea în valoare, până la începerea lucrurilor, probabil vom mai avea hotărâri de consiliul local. Și vă dau cadrul concret al școlii. Proiectul este început în septembrie 2016. Suntem în 2023 și suntem în fază de execuție. Adică până la începere mai durează. Acolo. Adică de durată. Da. Și pe faptul că dacă adevărat cu dâle așa ar trebui să se facă. În trei faci multe asumitură de apă, canal, faci tot ce trebuie să faci. Ca să nu mai scrii numărul. Ca să nu mai scrii numărul. Da, dar acum n-ai ieșit, nu s-a dat lege, că nu mai poți face o stradă dacă nu ai... Păi nu, e drept dovadă la noi. Foarte bine că... Să trecem în stadiul ăsta, de a face întâi, cel mai bine. Da, faci drumul după care peste 5-6 ani sau 2. Stai sau 2 sau 3 sau 4 sau 5, vii să tragi apă sau vii să spargi. Așa a fost la nivel de țară. La nivel de țară, da, așa a fost, de 30 la ani. Fost, da. La noi n-a fost cazul pentru faptul că nu s-a făcut. Dar o să fie. Mai când am ajuns, cu semna. Da, cu cine puneți vorbă cu mine la Ministerul de Dezvoltare, PNL-ul, cred. Dacă dăm hiții de băut astăzi, da. Dacă au venit în polbagaj, cu bate vântul, nu poate să părășească ședința. Dezamorsăm tensiunea. Deci 10 minute pe ceas se rezolvă. Trecem la punctul 6, da? Proiect de hotărâri privind asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial și de tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Deci de... Aici ne-a trebuit un pic, doamnă, să plecăm mai următoare. Nu? Deci avem acordurile de asociere, Consiliul Județean Bacău, păi avem persoane care sunt asistate social, adică internate în centre. Așa, să facem asociere. Da, 46%. Dau și noastră, trebuie stabilit în noastră procentul în care contribuie primăria, nu contribuie 100%. Așa, 100%. Am înțeles și cu asociere, deci ne vine mai puțin. Ne vine mai puțin, da. Și este la datorită dumneavoastră procentul cu care... Da, așa cu sunt. Da, așa cu sunt. Același procent. Dezbatem problema sau trecem la vot? Păi... Trecem la vot, dacă trebuie să rămâne cu 35%. Exact. Da, 35%. Dar eu aveam... Câte persoane avem? Două sau trei persoane, unele ies, deci nu ies suma. Unde ies? Din ce?
Intrări-ieșiri de la spital. Au ieșit unde? Au culcat către ghitini. Nu mă gândeam că au ieșit către deal. S-au mai dus și pe România Mihai. România s-au mai dus pe România. Da. Sici compania Robert Service, SA, conform acordului gestorului comptat de către Gardis Bacău, de către OAT-ul MMB, parte în contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 110-2957 din 06-05-2015. Aici e vorba de, bănuiesc de... modificarea tarifului datorită faptului celor întâmplate, costul de transport, carburant, toate astea, după cum se știe că așa va fi, dar să știți. Se aprobă modificarea și aplicarea de către SECE compania Rompre Service S.A. a următoarelor tarife, raportat la raportul expertului comptat, după semnarea de către ambele părți, actul rațional numărul 5 și actul rațional numărul 6, anexa numărul 1 la prezidenta hotărârii și a astfel oferente acestora. Dacă nu mă știu, v-am mai zis o dată ședința precedentă, nu? Deși eu am mai zis toată despre prețurile respective. S-au modificat. Deșeuri reziduale 456,16 lei per tonă, deșeuri reciclabile 703,46 lei per tonă, deșeuri biodegradabile 1683,24 lei per tonă, deșeuri din activități de reamenajare și reabilitare, aici e vorba decât de construcții, nu? De deșeuri de la... Da. 127,0, dacă că aici mai puțin dau oameni, pe astea le pun din curți pe aici. Colectarea și transport deșeuri voluminoase, deșeuri periculoase, deșeuri menajere. 1060,1 lei pe ton, aici voluminoase, deșeuri periculoase. Domnul Iacobeanu le ține gestiunea, le centralizează. Se aprobă încheierea actului național, la contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipal, județul Bacău, numărul 180-2957-06-05-2015, conform anexei 2, care este parte integrantă a hotărârii din vechiul contract, care este semnat în 2015. Da. Se producem și doamna Ambrozie Rodica, având calitatea de reprezentant al Comunei Filipene, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederea articolului 1 și articolul 2 din prezenta hotărârii adunării generală a Asociației Adic Bacău. Prezenta hotărârii se va comunica persoanelor normalizate la articolul 3 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectul Bacăului, și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Deci punctul... Da. Deci este punctul 7. Va aveți ceva de adăugat la capitolul ăsta de deșeuri, de tarife, prețuri? Cineva care vrea să ia cuvântul? Păi dacă rămâne așa... Nu sunt prețurile? Nu, să vă atât să mai spunească, deja spun. Că și l-am mâncat, domnul Cea, dacă așa, de ce l-am cine pentru, cine-i contra? Așa că... A spus realitatea. A spus realitatea. E foarte bine. Păi, mie ce-mi spune bine. E foarte bine. Asta datorită lui Mihai. Da. E toate așa. Amintiți-ți să nu uit. Da, eu nu m-am spus nimic, mergem înainte, da. Înapoi n-avem cum. Trebuie să fim optimiști, nu? Da. Să nu comentați când vă vine mașina după aia, spune, dar ce am votat? Aveți... Oricum cetățenii, nu? Știți, oricum va comenta. Cetățenii din, unii. Din localitatea Filipene,
Trece la punctul 8. Ceea ce vă comunic. Da, domnule, să vă ascult. Cetățenii Comuna Filipeni, să știți că asta ne reproșează, că doar ridicăm mâna și prețurile astea la... Dar am discutat și chiar am citit aici. Știu. Deci, așa, domnule, că o să vreați votat. Eu am citit, dar când ați votat, dar ce am citit, asta e o problemă. Problema e că cum îi lămurim și pe ei. Poftim? Cum îi lămurim și pe ei. Păi, dar de ce nu invitați când vă întreabă cineva? Domnule, aveți din coment, spuneți că voi ridicați mâna. Veniți acolo când facem o ședință și ascultați și voi. Și ce nu vă convine, dați-ne după cap când ridicăm mâna. Stai? Să se ia drumul fiecare costul scădea. Dacă s-a predat selectiv, costul pe unde am trecut ieri și erau măsurătură din, iarăși, creșcuri în... La parodie, v-ați nu containerul la parodie Mărăști? Așa, acolo era plin de creșcuri, de... n-aveau ce căuta acolo, erau plin. Erau containerele mari. Deci, costul de scală... Deci, ridică mâna, nu? Așa. Da, ridicați. Și aici face, ridică mâna și bagă în container. Bagă în container, că da, mai sunt. Da, am înțeles că e treaba, dar trebuie să-i lămurim cumva. Oameni vor să mi se facă niște servicii, dar servicii dacă ar putea să fie gratis. Deci ca să dai 1 milion de lei în urmă. Acea persoană ar trebui filmată. Și să-ți vină fiecare săptămână. Spuneți concret ce ați înțeles, ca să știți. De exemplu, eu am plătit gunoiul, când am scos autorizația de funcționare, la început, oameni am plătit gunoiul pentru tot anul. Acum spune domnul Rețcu, uite să mai dai pe cum să mai dau la... Spune domnul Dornescu, domnul Ion? Domnul Dornescu, el... Ce ai spus domnul Dornescu? Nu. Eu am plătit gunoiul, când am dat autorizația, să mai plătesc gunoiul tot anul. Da. Și l-am plătit. Da. Apoi spune, uite să mai dau o diferență, că s-o modificat nu știu ce. Păi, dar nu voi ați votat. Dar nu voi ați votat, hai să arăți, ți-a duc votările în Consiliul Local. El zice, inițial, ce hotărâre ai avut? Inițial, eu nu mă interesează, acum pot să fac 5 milioane pentru un metru. Eu odată ce am plătit la început, nu puteți să mai ceremați bani. Poate. Deci să mai pot. Și acum, dacă cumpere o mașină, eu vreau să-ți mai cer încă 10 milioane după 3 luni. Pe ce dată? Pe ce dată s-o stabili pe anul ăsta? Deci a fost cota de anul trecut. Eu dacă fac un contract cu tine să-mi faci nu știu ce, au trebuit să mă respecti. Mă interesează să-ți-au făcut 1 milion kg de motorină. Da, cam te interesează, nu, și noi, fiecare, dacă fi în cazul ăsta... Probabil, hotărârea mea noastră nu a fost în cazul ăsta. Un serviciu. Eu nu pot să plătesc pentru serviciul ăla alte taxe după aia. E o diferență foarte mare, e aproape dublă. Păi, deja, dacă ar fi 10-20 lei, nu ar face un scandal, dar e aproape dublă diferența. Verifică un pic și domnul Ion. Eu, odată ce am plătit, nu pot să îmi pui după timpul jocului schimbăm reguli. Păi dacă... Reguli faci înaintea jocului. Nu a fost aprobat, da. Nu a fost aprobat, am asta, tariful... Eu am înțeles că nu a fost aprobat, dar... Dar cu ce aici voi n-ar trebui să încasați. N-ar trebui să încasați dacă nu e aprobat. Da. Păi, nu poți să încasezi și după aia să mi se spui, bă, stai că trebuie să mai dai.
Fusese aprobat, am înțeles când prefectul, nu știu cine a luat în calcul, hotărârea noastră, asta nu-i problemă. Mai fost o modificare, ei nu este, dacă spui tu așa grăbiță, nu știu ce înțelege. Maria, dacă tu nu înțelegi, mai ales că ești aici și auzi atâtea modificări, atâtea probleme, crezi că astea nu revin așa pe tavă sau ne... Doamna, dar deci odată ce mi încasez, deci doamna, când spun că am un hectar de pământ, eu te splătesc cu milioane de pozi, bă, atâta splătesc. În fine, spus că am spus că te splătesc două, nu mai ne splătesc două. Ascultați-le, în data de 28-a 12-a, dar chestia asta ar trebui să o explice doamna Ignătescu, da? Pentru hai, dar spune-ți. Hotărârea asta la voastră nu a fost, am înțeles că nu a fost luată în considerație de către cine? De prefectură. Cine a fost actualizat? Cine? Nu, nu, nu. Ce s-a întâmplat atunci? Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, băi, oameni. Acum nu mai știi nimeni. Nu ne mai aducem aminte, dar... E, cum nu mai aduceți domnilor aminte? Cum adică? Deci hotărârea asta a domnilor consilieri nu a fost luată în seamă cu 20 de lei pe lună de salariat. Adică, cum a zis... Asta nu s-a trecut. A venit precizări când a fost lecturi, așa spune. Nu a luat în calcul când a fost respinsă nicio hotărâre. A venit precizări că trebuie modificat la persoane juridice. Și mai este o hotărâre, o mai caut, ulterior mai este o hotărâre a Consiliului Local. Păi de asta, deci asta... Da, da, deci asta, asta este hotărârea voastră. După aia mi s-a adus la cunoștință, da? Că nu vă fixez taxa de salutare. Mi s-a adus la cunoștință că ai grijă, vezi că nu e bună. Nu că nu e bună. Nu este actualizat. Nu este actualizat. Au venit niște precizări, nu știu ce au venit. Prin care trebuie să dați peste 50 de lei agenții economici, da? Dar agenții economici nu specifică agent economic cu domeniul de activitate, comerț sau agricultură sau mai și asta nu a scos pe mine din sărite. Că mă pune și pe mine într-o... Înțelegeți, domnul Ambrosie, că dumneavoastră cunoașteți mecanismul. Da? Zice agenții economici, datorează 400-450 lei. Care agenții economici? Agenții economici, eu sunt un agent economic. Da. Un altul, pardon. Care lucrează în... Acum, întrebare, să eu, să cum, ce să-i fac, să-i luăm și lui... Păi, dar la Ioane, la... Deci fii atent ce spun. La orice agent economic se ia. Are societate, fece, da, dar agentul economic lucrează în agricultură. La ce deșeuri creez sau scad acolo? Dar discutăm de plasticul. Da, când zici acolo trebuie să fie foarte bine, când spui agent economic, acolo nu face diferențe. Păi la ce se referă? Deci acolo se șarca, dar tu ai o firmă deschisă pe raza acolo. De ce? De marketing. De ce ești băgat în categoria agenții economice? Agent economic. La agentele economice sunt, ca așa sunt pe anumite legeauri, care trebuie să vă duc un bună, dar nu produci cum vrei, mă aficii. Nu, dar... Trebuie să vreau la stup. Doamnă, eu și gură te-o duc eu la stup. Pentru că am dat-o la știri, vă s-a dat pe spiluare. Da? Aveți un beneficiu, aveți un impost, trebuie să vezi. Nu avem impost, asta știi tu, doamna Eugenie, dar eu am plătesc impost. Studiți, poliția a spus, deci... Ați venit în urmă, terminat de cercetare. Ne-o decimat, ne-o continuă și cu ierbicide. Doamna contabilă, dacă vreți o poliție, ce zic bucă? Sau un lăptășor de marcă. Sau un lăptășor de marcă, sau un interător poate. Părinte de marcă și pe domnul Berlan, cum e cu studii, ci... Perico. Perico. Gheorghiția la care e o distruge, ăsta? Era răufăcătorul, nu? Să plătească toate... Hai să vedem să N-am umblat de rog. Eu vin la Polonia, am contract pe domnul. Cu la scapă. Gata, liniște, trecem la punctul 8. 8, da, de acord.
Discutați după ce ieși, nu vă mai filmează în față aici. Dar când deschide, mai faceți pauze la când deschide Gheorghiu asta la Mihăiță Pogoraș, discutăm atunci fără filmare. Da. Ei, poate să mai tai, domnul, doar nu indirect. Nu am bun. Chiar spuneți cât de multe ca să poată să vă pună acolo cât mai tare. Indirect, da, nu cum zile. Dar de la punctul 8. De acord. De acord. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în străinătatea doamnei primar Rodica Ambrozie în vizită oficială în regiunea Vila Spania și aprobarea alocării sumei de 1.500 lei din bugetul local al Comunei Filipene, reprezentând cheltuieli de deplasare. Aveți cineva de adăugat? Drum bun, ceva? Îi dorim să avem experiențe noi de acolo. Exact. În Spania îi trebuie costum de la Vitoria, bă. Da. Două zile, o zis doamna, că două zile, stai așa, că n-are timp nici. Acolo sunt braci ca una primară în galben, dar nu atât și taurii. Cu roșu, cu roșu, nu are voie. Dați-o culoarea de roșu, să rămâi la taurii. Eu că ți-ai foarte... Dar de ce galben? Da, 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 da. Ați putea delegat pe domn Bogaru pentru... Nu, nu, mulțumesc. Ghir. Nu. Păi nu. Nu, da, 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 da. Pe aia s-ar interpreta altceva. Supune, dar avem... nu avem ce să spunem. Supune, dar... Trebuie să pui hotărâri. Da, dacă vreți să așa, intrăm în amănunte... Da, vă spun. Deci cheltuielile sunt susținute, nu sunt susținute de noi, că nu te duci în Spania cu 1000 de lei. Bravo. E clar, nici biletul de avion nu. Da. Din plătit, tu e tu. 300 de euro. Da. 300 de euro... Deci cine-i pentru... Da. Domnul președinte, înainte de a se juca punctul 9, da, am o propunere din procedură pentru punctul 9. Da. Aș dori ca la punctul 9 votarea să se facă prin vot secret. Îmi propun asta. Dumneavoastră vedeți care e părerea consiliului. Da, sunt de acord. Nu, supuneți la vot. Deci cine, da, cine e pentru vot secret și cine e contra? Pentru vot secret. Da, și poți fi și așa. Deci la punctul 9? Da. Au atent cu mâna Filipen să facă eu pentru anul 2023. Ești? Da, cum îngeamă să vă? De asta în vot secret. Asta e. De acolo ne zădeam oară. Putem discuta, dar votul dăm secret. Vă citesc, da? Articolul se aprobă organizarea structurilor organizatorului ce au administrații locale, publice locale, au ATR, Comuna Filipen, Jos Bacău, pentru anul 2023, cuprinzând organigrama statul de funcție și tabelul centralizator cu numărul total de funcții, posturi, conform anexului numărul 1, 2, care fac parte din integranța din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă transformarea următoarelor funcții publice și contractuale. Compartiment financiar, contabilitate. Banii nu mai vreau. Dacă sunteți atenți. Nu vă mai citesc, dacă nu sunteți atenți. 1. În cadrul compartimentului buget, contabilitate, achiziții publice, se suplimentează cu funcția publică de referent, debutant studii medii, prin desființarea compartiment, secretariat, informare, relații publice, cu publicul un total 3 posturi de funcții publice, din care unul ocupa 2 posturi vacante. 2. Se desfințează compartiment secretariat informare relații cu publicul 1. Post funcționar public vacant, consilier asistent. 3. Se desfințează compartiment impozit și taxe 2. 2 posturi funcționar publici ocupate. Cele al lui da. Ion și Valeric, nu? Da. 4. Se desfințează funcțiile publice din cadrul serviciului poliției locale respectiv. Polițist local clasa 3, grad profesional, asistent 1, studii medii. Polițist local clasa 3, grad profesional, asistent 1, studii medii. Polițist local clasa 3, grad profesional, superior 1, studii medii. 5. Se ființează compartiment șofer microbuze școlare, un post contractual, funcția șofer studii medii, prin post aprobat conform OIG 63-2010. În adresa instituției prefectului. Da, aici trebuie să fie, de fapt, ăsta ce postul e angajatul
angajatul școlii și microbusul primăriei. În primărie, da. În momentul acesta este angajatul primăriei. Da. Da. Microbusul e al școlii și angajatul. Și... microbusul e al primăriei și angajatul al școlii. E adevărat. Da. Toate cheltuielile absolut este acum. 6. Compartiment implementare proiecte finanțare externe rambursabilă se resuplimentează cu 3 posturi contractuale temporar vacante conform OLG 63/2010. 7. În cadrul compartimentului de asistență socială stare civilă degraduează funcția de funcționar public de consilier asistent și va deveni funcție publică de referent debutant. 8. Funcția contractuală vacantă se va transforma din consilier personal al primarului funcția în funcția contractuală de muncitor calificat, compartiment administrativ de servire, astfel compartiment administrativ de servire se va avea 3 posturi funcții contractuale din care 2 ocupate. 9. Se desfințează instituții subordonate Biblioteca Comunală, sarcinile fiind preluate de către tehnicianul asistență socială din cadrul SPAS. 10. Se desfințează compartimentul audit public intern. Misiunile de audit public intern sunt efectuate de către filiala județeană Bacău, Direcția de Audit Public Intern, unde suntem membri acolo. Articolul 3. Pentru respectarea dreptului de carieră al funcționarului public, prevederile prezente hotărâri intră în vigoare după 30 zile de la aprobare în vederea aplicării procedurilor legale. Articolul 4. Procedura hotărârii se va comunica prin grija secretarului general al Comunei compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului ANFP București, primarului Comunei Filipeni, precum și instituții prefectului, județul Bacău, în vederea verificării legalității, va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Ați reușit, domnilor, să trageți pe bandă despre ce e vorba. Acum o să trecem la vot. După cum a zis domnul profesor, după cum a propus domnul profesor, și s-a aprobat, s-a votat, de fapt. Da. În ordine alfabetică. Domnul Vasile Gheorghe. Prezent. Fix aveți pe masă, v-am pregătit. Fiecare consilier, deci nu mai votează prin ridicarea mâinii la vedere. Pentru, ci... împotriva, abține. Puneți în căsuța care votați. Da. Da sau da, împotriva sau abține. Puneți de două ori într-un loc. Deci sunteți pentru, da. Împotriva, abține. Trageți bară. Cum să treceți numele? Păi atunci de ce mai este secret? Domn profesor, nu umblați acolo cu... Acum v-ați văzut și ați pus o cameră acolo. O fi părinte domnul, mă fi, ați văzut ce-am spus. Să-i vezi. Unde-l părinte? Aici. Să-i vedeți cum? Ați montat o cameră, nu? Da, este. Dar nu da cu senor să-i vin. Ia uitați-vă, sunteți cam murdari pe spate. Înseamnă că nu ieri să-ți rezolva. Ce înseamnă asta după tăiată pe jădini? Ce înseamnă analfabet? Asta e până așa 10, nu? Asta înseamnă un dex, ceva nou. Domnul președinte Iohannis, înseamnă persoană care citește și nu înțelege juristic. Asta este un diagnostic, psihiatru, nu știu exact în momentul ăsta, dar psihiatru nu spune analfabet funcțional, este o boală. Considerați să-ți... Pleacă din analfabet funcțional, pleacă din noi.
Dar vedeți? Nu, din vârful icebergului. El a definit-o, mă. Eu am avut o colaborare foarte bună cu fermierii de la Calat și de la Brăila, adică în ce sens, adică am fost informat exact cu ce s-a dat și dacă au făcut, au trebuit să facă ceva, m-au anunțat cu cel puțin 48 de ore înainte și nu să fac capul, nu pot. Să sperăm că domnul Beza nu mai pune niște bineînțele ca în cușma cu iepuri și iasă mai multe. La abținere. Unul aici. La împotrivă. Unul aici. La împotrivă. Unul acolo. Împotrivă. Pentru. Pentru. Împotrivă, nu? Pentru. Pentru. Aveți? 4. Și cu lăcrămioara 1, 5. 1, abțineri. Și 4 împotrivă. Deci am spus. A spus. 5 da. Pentru, una cu abținere și 4 împotrivă. Deci treci. Treci, că 5 pentru. Da. Mai are cineva de adăugat la hotărârea asta? Inclinați la 10. Trecem la 10. Care domnul Ciucă nu știa, dar o afla. La 10 e vorba despre proiectul cu școala, nu? Da. Deci toate aceste sume fac obiectul hotărârilor anterioare.
În schimb, dumnealor ne-au recomandat altă formă, altă formă la hotărâre. Nu este nicio sumă în plus, nu este nicio modificare, decât în sumarea, vedeți că scrie acolo bugetul inițial și modificările, bugetul nou, rest de executat. Deci nu este nicio modificare, nici o sumă în nou, decât o reluare a tuturor hotărârilor anterioare. Pentru ca să fie o formă centralizată. Am înțeles. Deci tot ce a fost hotărât acum, s-au centralizat. Exact, da. Deci asta înseamnă centralizarea tuturor hotărârilor. Da, exact. Dacă cineva are... Asta este o formă agreată în acest moment, pentru că în momentul în care este depus, dumneavoastră pot să vadă nu toate hotărârile anterioare. Am înțeles, toate aduse în cuvânt. Da, într-o formă. Vreau să scrii ceva la cuvânt, vreau să... referitor la punctul 10, ce a fost introdus pe ordinea de zi. Referitor la școala gimnazială Filipei. Despre asta e vorba. Cine a explicat doamna contabilă? Că toate hotărârile ce le-am dat până acum, le-a centralizat cumva. Ultima la ședința anterioară, de exemplu, la ședința anterioară s-a hotărât acel aproximativ 400 de lei pentru racordul și lucrările de întreținere rețea. De reloirea, așa. Deci toate sunt, aici nu mai spune nimic, este vorba, și atunci s-au aprobat strict 400 de lei pentru, la proiectul de. Ei, toate trebuiesc buget inițial, buget executat și rest de executat. Poate cuvinte pentru finalizare școală și... Da. Domnule, trecem la vot, da? Da. Cine pentru... Sau e început să scăd rutile? Nu, Scăd urmâna când ridici? Doamna secretar intervine că ea nu lasă șervețelul din ședință. Dar eu pot să întreb ceva? Sigur. Ilegal să nu te prezinți la ședință și să votezi așa pe telefon? Da. Se poate? Da. Permite legea. Mai ales în situația... Când ați votat... Permite legea, da. Când au fost pandemii, cum se poate? Exact. N-am știut. Da, are și... Are cerere pentru că a transmis... Telefonul este prezentat de președintele președinte. Deci la prima dată asta au prezentat domnul și a asumat toate punctele prin da, chiar dacă îi prezentă. Prin propria prezența aici un caz de forță mai mare. Este document adosat. Dar a spus domnul președinte prin urmă, dar nu ați fost prezent. A spus la început. La început ședinței, asta a fără cerere nu era legal. Dar știu că este, fără cerere nu era legal. Nu era legal, da. Dar noi nu aveam cum să punem vot pentru... Pentru un absent. Ar fi motivul astăzi și... Însă este scutar și... Băi, nu știu că-ți poate fi. Dacă mai sunt ceva pe... Deci s-a încheiat toate, s-au votat toate punctele, dacă mai aveți ceva de venit diverse, vă rugăm. Vă rugăm. De ce să nu treacă? Pentru că îi dezavantajează pe cei nu au drept și cei care au fost pentru. Ca să treacă, au și pentru. Deja te obligă să voteze. Jumătate plus un core, profesii regiune. Te obligă să voteze, nu e zero. Nu e nicio influență. 5-5. Da. Vă mulțumim pentru participare.
după cum știți bine, 23 iulie, înainte de Sânziene, la scenă la Filipeni, avem sărbătoarea de Sânziene, Săritul Focului, la ora 19. Ca și organizator era doamna viceprimar. De luni, când eu sunt plecată, atribuțiile primarului vor fi preluate prin dispoziție de către secretarul general al comunei. Și iar pentru activitățile de gospodărire, de activitățile extrașcolare, socializare, va prelua sarcine viceprimarului Radu Mariana, tehnicianul în asistența socială. Sâmbătă, 19 august, de la ora 15, da, va avea loc sărbătoarea întâlnirea fiilor satului. Săritul focului de la ora 19. Cine poate să agă focul, se prezintă. E obligatoriu ca să nu te mănânce cu la și cu dacă vă gândiți că nu puteți sări, nu veni. Trebuie să stai. Mai avem invitații de Sfântul Ilie, în jurul datei de 20 iulie. Ansamblul nostru este invitat la Slănic Moldova. Acolo vedem, dacă stabilim de comun acord o sumă, astfel încât să deplasăm ansamblu cu un autocar, adică ar fi mult mai facil. Dar, adică avem o temă care vă rog să o luați în considerare spre dezbatere pentru următoarea ședință de Consiliul Local. Eu vă mulțumesc, vă doresc multă sănătate și să ne revedem cu bine la următoarea ședință de Consiliul Local. Gracias.